Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. De data aceasta începem clipul direct de la destinații, direct din locul în care avem treabă. Unde suntem? Ei bine, tocmai acum am intrat în Deva. Am venit în vizită pe la un prieten care până recent locuia în Anglia, dar a decis să se mute în România. M-a ajutat de-a lungul timpului cu achiziționarea mai multor piese care se găseau destul de greu, inclusiv difuzorul pe spate și așa mai departe. Înainte de a începe acest clip, aș vrea să vă arăt ceva foarte interesant, ce cu siguranță multora dintre voi vă va plăcea. Avem aici o carte service, imediat vom desface și plicul. Aveți aici site-ul www.carteservice.ro. Haideți să desfacem plicul. Și iată ce avem aici. Bine, exemplarul prezentat este făcut pentru mașina mea, dar haideți să vorbim puțin despre utilitatea acestei cărți. Pe prima parte putem nota toate detaliile autovehiculului, marca, anul fabricației, capacitate cilindrică, putere și așa mai departe. În continuare putem scrie toate detaliile deținătorului autovehiculului, nume, localitate, adresă, telefon și așa mai departe. În continuare avem rubrici pentru reviziile efectuate. Un lucru foarte, foarte bun. Deci nu vei mai sta cu grija următoare revizii, vei avea aici toate detaliile necesare, bifezi exact ce s-a efectuat și totul este foarte, foarte simplu. Mai departe avem rubrici chiar și pentru reparațiile efectuate în afara revizilor, după cum scrie și aici. Avem rubrici pentru polița RCA, avem rubrici pentru rovinietă, lucruri foarte, foarte utile. Nu mai stai cu grija că îți expiră chiar și ITP-ul, da, avem rubrică și pentru ITP, nu mai stai cu grija că ți expiră ITP-ul, RCA-ul, rovinieta și așa mai departe. Putem trece până la 30 de revizii, până la 42 de ITP-uri și până la 12 polițe de asigurări RCA și roviniete. Deci cel mai probabil nu vei ajunge să ocupi toate acele rubrici pe perioada deținerii autovehiculului respectiv. Cartea vine într-o varietate de culori, poate fi customizată după placul fiecăruia, imaginea fiecăruia, ce imagine dorește. Livrarea este gratuită în Râmnicu Vâlcea, deoarece și firma este din Râmnicu Vâlcea. Puteți beneficia chiar și de o promoție dacă utilizați codul de reducere afișat pe ecran. La două cărți service primiți a treia carte gratuit pentru cine doriți voi, un prieten, membru din familie sau oricine. Vine în două dimensiuni, aceasta și o versiune mai mică. Aveți toate detaliile în descrierea acestui clip, site-ul și profilul de Instagram. Noi acum vom merge la el să montăm bujiile NGK la Segridium, care bineînțeles știți că ne ajută pe partea de performanță, dar bineînțeles nu le-am montat până acum. Mi-a promis el că mi-e cumpără direct din Anglia și mi le aduce. Ei bine, acum mergem să le montăm, dar nu vom face doar asta. Ei bine, astăzi punem mașina din nou pe dyno, după un an și ceva de când i-am făcut softul, îi punem noile bujii să vedem dacă avem ceva diferențe, inclusiv cu tot ce am montat până acum, intercooler, KNN-ul și așa mai departe. Să vedem cât scoate de data aceasta. Am și vechea fișă dyno în torpedo, o vom compara cu noua fișă dyno, să vedem dacă sunt ceva diferențe. Ar trebui să fie ceva diferențe, nu foarte mari, dar ar trebui să fie acolo ceva schimbat. Dar până în alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi acum avem punctul de întâlnire la molul din Deva. Imediat, mai avem 2 km și ajungem în 5 minute, ne arată. Deci până în Deva am întâlnit toate anotimpurile posibile. Zăpadă, ploaie, soare, tot ce era posibil noi am întâlnit pe drum. Ok, păi ce să zic, ne vedem direct de la mol când ne vom întâlni cu Adi. Haideți să vă spun și cum am împrietenit cu Adi până la urmă, pe lângă faptul că m-a ajutat să achiziționez mai multe piese. Eu l-am cunoscut prin intermediul lui Mihai, Mihai cu 535-ul, pe care bineînțeles să-l știți în clipurile mai vechi sau dacă m-ați urmărit pe Instagram. Stai că noi trebuie să ne băgăm pe aici. Da, Mihai nu mai are 535-ul, dar i l-a vândut lui Adi, băiatul cu care urmează să ne întâlnim acum. Adi, care de altfel lucra la un garaj de tuning foarte, foarte tare în Anglia, lucrau băieții numai cu aeropturi, 1000 de cai, numai nebunel de genul, chestii de altfel superbe, unde trebuie să ajungem și noi la un moment dat. Și da, a decis să se mute în România, urmează să-și deschidă un garaj de tuning, dar asta vom discuta mai târziu. Noi acum mergem să ne întâlnim cu el, are și un A7 frumos, apropo, diesel cu soft, mai multe modificări. Ne vedem direct de la molul din Deva.
Tocmai acum am ajuns și noi la mall, observ că Adi mi-a dat deja altă locație, să vedem unde ne pune să mergem. Tocmai acum când filmam mi-a trimis locația. Și da, aici văd că e vremea frumoasă, e soare, nu mai plouă, e ok. Păi văd ce locație mi-a dat Adi și ne vedem direct de acolo. Bun, suntem aici cu Adi, aveți Instagramul lui pe, pe ecran, dați un follow acolo, fiindcă postează chestii foarte interesante, mașini super faine. Și să fiți la curent când își deschide garajul. Bun, acum a trecut și el la volan, dă o tură cu mașina să vadă cum merge, e și F10-le în spate. Iar după urmă mergem să schimbăm bujile și să o punem pe dyno. Deci, ne vedem direct de acolo.
o să-ți trimit asta. ...295, vreo 300 de cai la roată. Cu aproximația de rigoare, da? Da. Și, la, și cu celelalte e posibil să fie avut tot 300 la roată, dar cu o pierdere mult mai mic. Nu-i problemă. Și l-ai ajustat gap-ul? Nu. E mare. E mare și de 0,24. Uh-huh. Ai văzut că e mai mare de 0,24. Deci se pare că avem mai puțin cai decât ultima dată. Avem 360. Asta poate fi datorită cauciucurilor foarte, foarte uzate. Poate fi de aici pierderea. Dar încă nu știm sigur. Vedem acum după ce schimbăm bujile. Dacă este vreo diferență.
Da, sunt curios. De 10K în plus de la Laser Iridium. Sau de la pizza. Sau de la pizza, da. Sosiută. Și de timpul de afară. Da, da. Și cum, în ce stare conduci tu mașina atunci, sunt mai multe. Apasă pe el. Vreau să închid capotul de la mașină. Serios, nu-mi place. De ce? Acum o să intre 535i-ul. Din ce știu, mașina asta trebuie să scoată puțin mai mult decât a mea. Tare curios să văd cât scoate 535i-ul. Același motor. Bă, un 370 poate scoate și aia. Zici? Vedem. Un 370 acolo, să nu te întreg. Eu zic 375. Bine, hai, hai să vedem. O să se rupim o zi sau acum am zis, de că n-am Din mașină pare mai violent a ta. Cel mai puțin la început. A lui după top aia... end. A lui duce top end. Vezi, am ia până aici. Da.
până acum am plecat și noi din Deva, a scos mai puțin decât la ultimul dyno când i-am făcut noi softul, adică acum un an. Toate că de atunci am făcut multe, multe. Am făcut câteva upgrade-uri, am făcut un upgrade la intercooler, am făcut un upgrade în ceea ce privește filtrul, am pus un KNN, avem boost pipe, avem charge pipe, downpipe-ul, dar credem că necesită un update la filă, pe care bineînțeles îl vom face peste vreo săptămână, ceva de genul, vom reveni să facem un update la filă, să sperăm că ne ducem lejer 400, de data aceasta să avem pe fișă direct 400, Doamne ajută, sper, că cum ne luăm la plană și îl ducem peste 600 de cai. Am zis ce nu trebuia, dar oricum o să pun bip. Deci da, nu sunt dezamăgit de mașină, totuși a scos destul de mult, ea fără bujiile NGK a scos 360 sau 360 ceva, cu bujiile NGK a scos 370, deci o diferență destul de mare din niște bujii pe care trebuia să le pun de mult timp, dar am tot amânat. Bun, îi mulțumesc încă o dată lui Adi pentru toată răbdarea pe care a avut-o cu mine, am făcut amândoi un dyno să vedem cât scoate fiecare. Fix aceleași motoare, el trebuie să facă niște calibrări la turbo, cum a schimbat turbina, el a pus-o mai mult așa ca idee, știa că nu va scoate cât ar scoatea în mod normal, dar bineînțeles și ea va primi o calibrare, va primi un update la filă și va scoate probabil cât a mea, fiindcă este cam același motor. Oricum vom trece pe la Marius prin Sibiu, iar pe urmă mergem direct acasă, deci ne vedem direct din Sibiu. Putem trece prin această zonă fără clasicul pasaj. Acum am plecat și noi din Sibiu, este 9:15, am mai stat cu cusul de vorbă, pe urmă am mâncat și noi, iar acum mergem liniștiți spre casă. Peste vreo săptămână ceva de genul ne vom întoarce la Deva să facem update la filă. Până atunci primește și Adrian din Deva fila cu tot cu update și bineînțeles o vom putea pune pe mașină să vedem cât scoate pe urmă. Eu vreau neapărat să am 400 în cap. Stă mie pe creier, 4. Mașina trage foarte bine și în prezent pentru mine personal, strict pe mașina asta, suficient pentru mine nu va fi niciodată ca și cai, dar pe mașina asta sunt foarte mulțumit, este safe, oricine va cumpăra mașina în viitor garantat nu va avea probleme și da, dar vreau să am eu 400 în cap, să am acolo pe fișă, să știu care 400 fix. Problema a fost când am montat intercooler. Adică trebuiau făcute niște update-uri pe acolo, pe la fila mașinii, dar nu e nicio problemă, le rezolvăm. Ce să zic, ne îndreptăm spre casă, cred că vreo oră ceva de genul vom ajunge. Și cam asta este, nu știu dacă voi filma drumul, trecem acum peste această minunată cale ferată. Nu mai avem cauciucuri, cred. Nu-i problemă, mâine schimbăm cauciucurile. Deci ne vedem direct de acasă. Bun, au trecut vreo 2 zile, am zis că e momentul să fac outro-ul. Am fost acum și am schimbat cauciucurile, după cum ați văzut. Avem în sfârșit cauciucuri de performanță, fiindcă ce aveam pe ea erau
tocite la exces. Acum avem exact ce trebuie, suntem pregătiți de vară, suntem pregătiți pentru update-ul de soft, unde să sperăm că vom scoate cât mai mulți cai. Eu sper să avem 400 pe fișă, sper. Sunt tare curios de cât vom scoate, dar asta vom vedea. Astăzi este luni, vineri vom merge înapoi la Deva, trimit băieții fila cu update-ul, iar la Deva vom urca fila pe mașină, vom face din nou dyno, să vedem cât scoate de data aceasta. Nu uitați să-i dați un follow pe Instagram și lui Adi, fiindcă ne-a ajutat cu atâtea lucruri și ne va ajuta și în viitor. Urmează să-și deschidă și el un garaj de tuning. Se pricepe foarte, foarte bine pe acest domeniu, este top. Până un alta, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Hai că am prins și barieră, dar nu-i problemă. Noi ne vedem data viitoare. Ciao! Afară plouă, din păcate, să sperăm că ne oprește în sfârșit.